găsit la știri. Poliția a făcut publice primele imagini surprinse ieri noapte, în timp ce mai multe bancomate au fost jefuite. Tinerii surprinși în flagrant și acuzați de furt erau specializați și în falsificarea cardurilor. La percheziția mașinii pe care cei trei hoți o foloseau, polițiștii au descoperit aparatură pentru capturarea și clonarea cardurilor și continuă cercetările pentru a stabili dacă grupul nu a acționat și în alte județe. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum o persoană încearcă să retragă bani de la bancomat, dar bancnotele sunt reținute de dispozitivul montat la fanta de eliberare a banilor. În numai câteva minute, unul din infractori apare și ridică suma respectivă. Alt cartier, alt bancomat, aceeași metodă. În acest fel, cei trei tineri au reușit să fure peste 5.000 de lei într-o singură noapte. Pe fir au intrat însă și polițiștii, care i-au prins pe infractori în timp ce încercau să dea o nouă lovitură. Cercetările polițiștilor au stabilit că suspecții se deplasau pentru comiterea faptelor cu autoturism, iar la controlul acestuia în interior au fost găsite dispozitive de capturare a banilor și de copiere a codurilor PIN. Cei trei tineri sunt acuzați de acces fără drept la un sistem informatic, grup infracțional organizat și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice. Doi dintre infractori au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă, în timp ce al treilea va fi cercetat în stare de libertate, cu interdicția de a părăsi localitatea. Camera Deputaților a aprobat tacit abrogarea studierii istoriei și geografiei României în limba minorităților naționale, iar coaliția aflată la guvernare este pe cale să sară în aer. Vicepremierul UDMR Marco Bello s-a grăbit să catalogheze inițiativa de modificare a legii educației drept demagogică și ultranaționalistă și a declarat că susținerea acestei ar putea strica relațiile dintre Uniune și PDL. Imediat, vicepreședintele PDL, Sever Voinescu, a anunțat că a existat o disfuncționalitate la nivelul deputaților coaliției la adoptarea tacită a modificării legii și s-a arătat convins că propunerea nu va trece și de Senat. Voinescu a precizat că, din punctul de vedere al PDL, proiectul de modificare a legii este nefericit și cu totul neavenit. La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a discutat astăzi cu premierul Emil Boc. Cei doi au convenit ca legea adoptată tacit la cameră să fie blocată în Senat. Propunerea legislativă care elimină din legea educației obligativitatea predării istoriei și geografiei în limbile minorităților naționale aparține deputatului clujan Mircea Giurgiu. Inițiativa a fost adoptată tacit, deoarece termenul stabilit pentru dezbatere și vot final 1 mai 2011 a fost depășit. Camera Deputaților este primul for sesizat cu acest proiect, așadar decizia finală aparține Senatului. Tot ce am semnat va fi finanțat. Acum vă rog să fiți rezonabili și dumneavoastră. Nu pot să... Tensiunile dintre PDL și UDMR se acumulează și asta nu doar din pricina modificării legii educației. Senatorul Gheorghe Frundo, o voce puternică din Uniune, a cerut ieșirea UDMR din coaliție din cauza incapacității guvernului de a adopta măsuri de stimulare economică. Frundo mai susține că există riscul ca un nou guvern să nu treacă de votul Parlamentului. În opinia senatorului UDMR, trebuie să poarte o discuție cu USL. Noi avem obligația politică, e în interesul comunității noastre ca întotdeauna să discutăm și cu opoziția, a spus Gheorghe Frundo la RFI. Liderul UDMR nu crede însă că s-ar impune schimbarea premierului Emil Boc. Discutăm despre acest subiect cu invitatul meu, domnul Mircea Giurgiu. Bună seara, bine ați venit, mulțumim pentru prezența. Bună seara și bine v-am găsit. V-ați gândit că această inițiativă a dumneavoastră ar provoca atâta scandal? Cu siguranță nu. Și mai ales ceea ce a spus domnul Marco Bello, pe care îl respect și pe toți îi respect, de fapt nu sunt de acord cu ceea ce a spus, atâta vreme cât orice om care spune ceva împotriva intereselor UDMR, îi se spune că e naționalist, ultranaționalist și așa mai departe. Dar ei cum sunt? Cum s-a format UDMR? Ce apără UDMR în Parlamentul României? Nu sunt formați prin criterii etnice. Să vină să spună cu ce proiecte de lege au venit pentru a sprijini cetățeanul simplu. Deocamdată și cetățenii de etnie maghiară suferă, la fel cum suferă cetățeanul român. Toți cetățenii, de fapt, suferă față de măsurile care au fost luate de guvernul PDL, susținut de UDMR. Așa că, deocamdată, ei, cu atâta, tot timpul, vin și spun că cine spune ceva împotriva lor, ultranaționalist, naționalist și împotriva lor. Nici vorbă. La nivelul simplului cetățean, aceste probleme nu există. Există problema zile de mâine, este problema majorării prețurilor, este problema locurilor de muncă.
Dar nu pot să cred că nu v-ați gândit totuși că această inițiativă i-ar putea supăra pe cei de la UDMR, pentru că supere? Este o cerință. Pentru ce a venit UDMR la guvernare? Numai pentru asta? Sau a venit ca să facă treabă pentru poporul român? Or, prin ceea ce fac ei acum și nu prin supărarea... Nu face parte din protocolul PDL-UDMR? Nu știu să fi fost asta, dar nu contează. Prin ceea ce face UDMR acum, dă dovadă că nu îl interesează de fapt altceva nimic decât să-și apere propriile interese. Ori nu e în regulă. Dacă este un guvern al României, atunci trebuie să apere interesele tuturor cetățenilor. Iar pentru, și sunt convins că UDMR va pleca de la guvernare, fiindcă are multe alte proiecte pe care vrea să și le impună și nu cred că va pleca de la guvernare. Dar de ce nu sunteți de acord totuși ca minoritățile să studieze geografia și istoria? Nu am absolut nimic. Dar, așa cum am spus, am mulți prieteni, colegi, vecini, care cunoștințe care sunt de naționalitate maghiară și nu i-ar deranja în momentul în care copilul ar învăța istoria și geografia în limba română. Bani mai mult ar ajuta în perspectivă, în viață, să-și găsească un loc de muncă, să poată trăi în comunitate, n-ar fi nicio problemă. Problema mare este la nivelul conducerii UDMR. Acolo sunt, de fapt, UDMR prin asta trăiește, prin a veni cu tot felul de propuneri care nu sunt solicitate de către populația de etnie maghiară. Ce credeți că se va întâmpla în Senat? Va trece proiectul de lege. De ce? Fiindcă în Senat, după cum se știe, situația în acest moment este 68-68, 68 puteri, 68 opoziție. De săptămâna viitoare o să mai plece cel puțin un senator și atunci se va schimba situația, mai ales că și de în acest moment pleca? Ar fi 68-69. Un senator de unde? De la PDL. Cine? O să vă aflați lor. Dar cum îi se pare toată această reacție a celor de la UDMR? Este și un șantaj din partea lor? E posibil. Eu nu sunt obișnuit cu asemenea reacții și faptul că, iată, se supără atât de tare, înseamnă că nu e în regulă ceva. Atunci ce mai caută la guvernare, dacă au doar interese de grup, interese etnice? Da, Gheorghe Fruntea spunea că poate este momentul să poarte și o discuție cu cei de la USL. Sunt liber să o facă, numai că nu o să plece la guvernare. În 20 de ani, în 21 de ani de când sunt tot timpul la guvernare, niciodată cât au putut n-au plecat, doar când au fost dați afară. Da, ceilalți colegi dumneavoastră de la PDL erau de acord cu studierea geografiei și istoriei în limba minorităților? În sinea lor nu, numai că păi asta vreau a fost decizia n-aveau curajul? A fost decizia conducerii, mai ales că acest proiect de lege a fost trecut prin asumarea guvernului, prin asumarea răspunderii, prin angajarea răspunderii și nu a fost dezbătut în Parlament. Ori eu, în momentul în care și-a asumat guvernul, spunea mine cu acest amendament, l-am depus, bine că n-a fost luat în seamă nicio problemă, dar pe urmă, după ce a fost adoptat și apoi legea, am anunțat la începutul anului că depun un proiect de lege și la începutul lunii februarie l-am și depus, l-am prezentat la Cluj în conferință de presă. Deci nu am făcut-o pe ascuns și nu fac nimic pe ascuns. Și dar nu mi s-a atras atenția nu, că eram, nu, niciodată. Ar putea duce eram, la un scandal nu, între PDL și UDMR? Nu, dacă eram atunci, în momentul respectiv, am membru PDL cu dreptul de pline. Acum sunt în curs de suspendare. Dar asta nu înseamnă că mă împiedică cineva să pot să fac activitatea de parlamentar, să votez așa cum cred de cuvință, votul nu este imperativ, eu votez așa cum am promis în campania electorală. Când m-am dus în Parlament și în campania electorală din Cluj, când am fost împreună cu colegii de la PDL și cu colegii de la SICAT, am promis că noi știm ce trebuie să facem, o să apărăm drepturile și interesele cetățeanului, o să le fie mai bine și o să crească pensiile, salariile, să fie locuri de muncă și iată că, din păcate, încă nici în acest moment nu am ajuns la nivelul salariilor și pensiilor din 2008. Vorbim și despre acest lucru, rămâneți alături de noi, un moment istoric pentru economia județului. După foarte mulți ani, balanța comercială a județului este pentru prima dată pozitivă. La începutul acestui an, exporturile au fost mai mari cu 5 milioane de euro decât importurile. Direcția Regională de Statistică Cluj a anunțat că datele pentru luna ianuarie 2011 arată o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, exportul a crescut cu aproape 50%, iar importul cu 15%. Luna ianuarie, lună pentru care avem date disponibile la export, balanța comercială a județului este excedentară, adică volumul exportului este mai mare decât al importului, cu circa 5 milioane de euro. Specialiștii consideră că acesta este unul din primele semne de revigorare pe care le dă economia clujeană după perioada de criză. Ei precizează că această creștere trebuie pusă în primul rând pe seama multinaționalelor prezente la Cluj. Se remarcă, evident, companiile multinaționale care au venit pe plan local în
anii imediat înainte de criză și mă refer în principal la Nokia, care este al doilea exportator pe plan național, dar și companii din industria prelucătoare. Rămâne de văzut dacă acest excedent se va menține și în lunile și în trimestrele următoare. Pe lângă telefoanele produse de Nokia, principalele exporturi ale crizei au constat în produsele de metalurgie, cabluri electrice, componente metalice și cabluri auto. Domnule Mircea Giurgiu, putem să ne gândim că este Clujul din criză și să-l credem pe premierul Emil Boc, care spune că am ieșit din recesiune. Eu m-aș bucura foarte mult și mă bucur că avem aceste rezultate. Ce mi-aș dori eu în continuare e ca și populația normală sau cetățeanul se pune inclus să simtă. Iată că, din păcate, în acest moment avem o foarte mare nevoie de locuri de muncă. Avem nevoie de continuare lucrurile la autostrada Transilvania, care sunt blocate, cu toate că sunt alocate 148 de milioane de lei, ceea ce înseamnă vreo 36 de milioane de euro. Din păcate, încă nu s-au reluat lucrările. Sper să se reia. Am vorbit și cu ministrul transporturilor, doamna Cabargiu, și cu domnul prim-ministru Emil Boc. Ambii mi-au promis că vor începe lucrările și mi-aș dori să înceapă lucrările la Spitalul Regional de Urgență de la Florești și mi-aș dori ca, așa cum se va termina stadionul, să fie gata și să la sporturilor și să fie și alte proiecte de investiții în județul Cluj, încât să fie locuri de muncă. În acest moment, cea mai mare problemă pentru locuitorii județului Cluj este găsirea unui loc de muncă. Dar când credeți că vom avea locuri de muncă și când, concret, sau cel mai devreme, populația va simți ieșirea din recesiune? În momentul în care vom avea facilități sau guvernul va veni cu facilități sau autoritățile locale vor încerca să atragă investitori sau cei care doresc să facă ceva în Cluj, să vor acorda facilități pentru angajatori, pentru cei care doresc să lucreze și să aibă locuri să creeze locuri de muncă. Dacă nu se creează aceste facilități, este foarte greu, fiindcă în acest moment taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească o firmă sunt foarte mari. Da, dumneavoastră sunteți un om care stați de vorbă des cu oamenii. Ce vă spun? Care sunt problemele? Foarte mare nemulțumire. În primul rând, locul de muncă, apoi restituirea proprietăților, unde avem foarte mari probleme, în special la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Am și solicitat și în această săptămână în Comisia de Agricultură, în care fac parte, să o invităm la audieri pe doamna președintă Crința Dumitrean. Sunt foarte mulți cetățeni în Cluj care ar trebui să primească bani de ani de zile și încă sunt ținuți fără să primească dreptul lor. De asemenea, sunt probleme cu acele persoane care sunt pe punctul de a, sau au fost evacuate, sau sunt pe punctul de a-și pierde locuința. Chiar dacă le-au cumpărat pe baza unei legi 112 și nu sunt de vină cu nimic, primăria, din păcate, nu-i ajută să-și găsească o altă locuință sau să le dea bani înapoi, fiindcă au plătit acele locuințe. Și, de asemenea, mai sunt probleme cu cei care au venituri foarte mici și mai ales pensionarii care își vor plăti foarte greu facturile în momentul în care vor crește prețurile la utilități, așa cum s-a anunțat, la gaz, energie electrică și la celelalte utilități. Domnule Mircea Giurgiu, vă mulțumim foarte mult. Publicitate, după care revenim cu alte știri. Am revenit în direct și vorbim despre vacanțe. Criza economică i-a ocolit pe unii clujeni care nu ezită să scoată din buzunar 10.000 de euro pentru vacanțe exotice în jurul lumii. În top se află un pachet de aproape 80.000 de euro pentru 6 persoane pentru care presupune un adevărat tur al lumii. Doi clujeni și-au cumpărat deja vacanța perfectă, o excursie în jurul lumii. Nu lipsesc însă nici destinații exotice precum Singapore sau Abu Dhabi, unde prețul unui sejur pentru două persoane depășește 6.000 de euro. Pe scurt, mergem spre Emisfera Vestică, Santiago de Chile, Valparaiso, Viña del Mar, oprirea clasică, să spunem, apoi o oprire în Insula Paștelui, faimoasă pentru ale sale statui Moai. Turul nostru mai cuprinde o scurtă oprire într-o destinație mai puțin cunoscută, dar extraordinar de interesantă, e vorba de Papua Noua Guinee. Acest adevărat tur în jurul lumii durează 35 de zile, iar clujenii care vor să vadă câteva din cele mai exotice locuri de pe Terra trebuie să scoată din buzunar peste 13.000 de euro de persoană. Pentru cei care nu au o lună la dispoziție, dar doresc totuși o vacanță deosebită, au la dispoziție un tur al Americii de Sud, cu vizite în Argentina, Chile, Peru sau Brazilia, pentru doar 6.000 de euro de persoană. Pentru o săptămână de lux în Abu Dhabi sau Singapore, prețurile ajung la 7.000 de euro pentru două persoane. Chiar în acest moment avem 5 turiști în Bolivia, practic ei au început un tur de 24 de zile cu 14 zile la Santiago de Chile, tot la fel, au văzut
insula Paștilor, apoi au plecat spre deșertul Atacama, au trecut anzi terestru la faimosul salar de uiuni din Bolivia. Acest tur durează 24 de zile și costă 6.100 de euro de persoană. Cel mai scump pachet de servicii vândut până în prezent anul acesta este un sejur pentru două persoane cu durata a 3 săptămâni la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Pachetul de servicii include transport dus întors cu avionul, cu zbor la clasa economy, transferul de la aeroport hotel și din nou de la hotel la aeroport, cazare la hotel de 6 stele. Alte oferte pregătite pentru cei cu bani mulți include destinații în Marea Caraibelor pentru 3.500 de euro de persoană, sau Maroc, unde un sejur de două săptămâni ajunge și la 1.600 de euro de persoană. Operatorii de turism spun însă că au avut solicitări și pentru stațiuni din Turcia sau Grecia, unde prețurile nu depășesc 1.500 de euro. Și dacă nu vă permiteți să dați 1.000 de euro pe o vacanță exotică, e bine, avem vești bune și pentru amatorii de vacanțe cu buget redus. Blue Air și Consiliul Județean Cluj vor anunța mâine, într-o conferință de presă, introducerea a două noi curse de pe Aeroportul Internațional Cluj. Noile destinații sunt două orașe căutate de turiști, Roma și Dublin. Blue Air se reîntoarce astfel la Cluj după aproape un an de absență. În august 2010, compania aeriană anunța anularea curselor Cluj-București din cauza cererii reduse. De asemenea, în martie anul trecut, Blue Air renunța la cursele externe operate de pe aeroportul clujean. Principalul concurent al Blue Air pe segmentul low cost este Wizz Air. Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, se va afla mâine în platoul știrilor Realitatea TV Cluj pentru a discuta împreună cu Ionel Spuc planurile de dezvoltare și noile destinații. Universitățile vor comunica direct cu companiile clujene, astfel încât studiile la facultate să fie armonizate cu cerințele de pe piața muncii. În acest sens, Primăria Cluj a încheiat astăzi un protocol cu Universitatea Tehnică. La numai o săptămână după lansarea biroului unic pentru investitori, primăria încearcă să fie omul de legătură și între universități și investitori. Companiile vor putea semnala orice aspect la biroul unic și vor putea solicita întâlniri cu universitatea. De asemenea, și companiile interesate să angajeze absolvenți clujeni vor contribui la pregătirea practică a acestora. Firmele au oferit gratuit ca specialiștii lor să vină, să se întâlnească cu studenții, să răspundă la întrebări, să ofere consultanță pe anumite domenii. Pe de altă parte, UDCN își propune să își coreleze în acest fel oferta educațională cu cerințele pieței muncii. Se poate ajunge până inclusiv la cursuri specializate, tailor-made, adică la comandă, la cererea firmelor, pentru numărul de studenți considerat necesar. Aceasta mai ales că la Cluj sunt căutați absolvenții înalt calificați. Conform unei statistici a UDCN, 84% dintre absolvenți și-au găsit loc de muncă, iar 72% au decis să rămână în Cluj. Formele tradiționale de colaborare cu mediul economic nu mai sunt cele care pot să fie soluții. Și de aceea noi am căutat o altfel de formă în care să fim în contact direct cu mediul economic pentru a putea să satisfacem cerințele acestora. Primăria speră ca și celelalte universități ale orașului să se alăture ca parteneri în cadrul acestui protocol. Primăria are în plan să îmbogățească râul Someș cu o pistă de canotaj care să completeze întreaga zonă de agrement de lângă sala sporturilor. Municipalitatea nu vrea să dea deocamdată detalii despre costurile unui asemenea proiect sau despre modalitatea de realizare. Primarul Sorin Apostu este de părere că acest proiect ar reînvia atmosfera anilor 60, când o asemenea pistă de caiac canoe exista pe Someș între podul Garibaldi și Opera Maghiară. Acum zona vizată de proiect este în amonte de acest pod. Odată cu reamenajarea malului Someșului, această idee a revenit în actualitate. Este vorba despre o soluție pe care o gândim înainte de podul Garibaldi, dar o soluție care să și meargă, o soluție care să și reziste. Primarul susține că va exista un parteneriat pentru acest obiectiv, dar deocamdată nu dezvăluie detalii suplimentare despre proiect. Pe de altă parte, clujenii cred că o asemenea pistă e o idee bună. Destul de bună, zic eu. Destul de bună. Brui destul de mare. Pentru amatorii se poate, că ar fi bine. Este o idee foarte bună. Și urmează tuturor ideilor care au fost, deci pista de biciclete plus pasajul ăsta care este extraordinar pentru o plimbare după amiaza, deci o idee extraordinară. Someșul are prevăzut o astfel de funcționalitate de agrement în noul plan urbanistic general. Viitorul Cristiano Ronaldo ar putea fi descoperit la Jucu. Fundația Real Madrid va deschide în toamna acestui an o academie de fotbal pentru copiii săraci în satul care până acum era cunoscut doar pentru fabrica Nokia. Un reprezentant al fundației a vizitat astăzi comuna.
Copiii de aici din comuna Jucu au început deja să se antreneze, pentru că doar în câteva luni ei vor avea aici o academie de fotbal pentru copii. Cei de la Fundația Real Madrid au ales această comună, unde vor fi antrenați peste 100 de astfel de copilași din familii nevoiașe sau care au risc de abandon școlar. Sper să te vadă cineva? Da, să joc, să fiu fundașul lor, să fiu capitan. Te bucură ideea că vin cei de la Real Madrid să facă aici academie? Da, da. Vrei să fii un viitor Ronaldo? Da. Acum ce faci de joci fotbal? La ce credești? Crezi că va da joc cu un viitor Ronaldo? Depinde de seriozitatea lor acum. Nu știu ce să zic, dar sunt mulți. Chiar și un băiat de-al meu joacă. Mă bucur că Real Madrid vine la joc academia de fapt de fotbal. Sper să scoatem niște talente din Jucu. De fapt și fratele meu Cristi Pojar, care este antrenor la Cuban cu Dan Petrescu, tot din Jucu a pornit de mic copil, așa că o să fie și Jucu talente pentru viitor. Sper să ajungă și alți copii din Jucu la Real Madrid. Why in Jucu? Because it's the foundation of the development of the people, that is our local partner that offer us to work in Jucu. I have never listened to talk about Jucu, and they tell me it's a small village near Cluj, Napoca. There are a lot of tradition of football. Unul dintre motivele pentru care a fost aleasă comuna Jucu este și faptul că acolo va fi construit un stadion cu peste 4.000 de locuri, care va costa 2 milioane de euro. Prima etapă va fi tribunele acoperite care se lucrează acum, terenul, câmpul de joc și, mă rog, tabela electronică. Etapa a doua se fie tribuna și nocturnă. Academia de fotbal de la Jucu este prima din România făcută de Fundația Real Madrid. În întreaga lume până acum sunt 75 de astfel de școli de fotbal în 30 de țări. Datele meteo acum, vreme bună și fără ploi pentru următorul interval. La noapte cerul va fi parțial acoperit de nori, iar temperatura se va situa în jurul valorii de 11 grade. Mâine soarele va străluci nestingerit pe cer, iar mercurul din termometre va indica în jur de 26 de grade Celsius. Domnilor și domnilor, știrile se încheie aici. Următorul jurnal la Realitatea TV Cluj începe la ora 20:15, iar de la ora 20:30, colegul meu, Mihai Curezeanu, îl are ca invitat la Clujul în Realitate pe decanul de vârstă al jurnaliștilor clujeni, Brigid Lazar, care are în spate o carieră de peste 60 de ani în presă. Nu uitați, ne puteți urmări live și pe internet la adresa realitatea.cluj.net. De asemenea, dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva interesant, trimiteți-ne imaginile pe adresa martoroculare@realitatea.cluj.ro. Eu sunt Claudia Chirea și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor și pe curând!